poți să simți și cu inima și cu sufletul. Aha, bun așa. Da, și cu inima și cu sufletul. Ce nu simți la un moment dat, simți pe cineva care e în durere la mii de kilometri sau ai te leagă de cineva, nu trebuie să meargă nervul tău până acolo. Migrenele, care nici acum nu se știe exact cauza. Se pare că este o variație între spasm și vazodilatație a vaselor la tumorile benigne e chiar delimitare bună, la meningioame, de exemplu, la oameni, la neurinoame. E delimitare, are, o, are o capsulă tumora. Mm. Și o scoți foarte bine, rămâne creierul, nu e problemă. Cine spune că ca și chirurg care nu mai reușite, nu există treaba. doctorial lui Chioțea, prieteni, bun găsit din nou astăzi super doctorul Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie alături de mine. Bună seara, domnule doctor! Bună seara, da! Psihiatru te mintea, asta e prima întrebare care mi-a venit în cap, nu în minte. Neurochirurgul descălcește nervii. Dumneavoastră, ce visați să deveniți când erați mic? Când eram mic, cred că visam diverse alte lucruri. Când am, Bă, când -am mai la, turizat, la da, după facultate, știu că cumpăram cărțile profesorului Arseni. Nu știu, așa din, din nimic, că nu aveam nicio tangență și cel care plăcea a dat numele spitalului, Spitalul de cu care Constantin am și lucrat, Arsene. am lucrat în anii e, comunismului, am lucrat cu profesor Arseni în secția de la etajul 3, secția de tumori cerebrale, am lucrat câțiva ani, era încă profesa, era sfârșitul carierei profesorului Arseni. Și știu că cumpăram aceste cărțile astea și eram fascinat de neurochirurgie când am terminat eu facultatea în 83, până în 88, 5 ani, nu s-au dat examene de rezidențiat. Așa a fost să fie. Și mergeam la țară, am fost din Bucovina până în sudul Olteniei, de la minus... Era, era repartiție. Repartiție ne trimetau de obicei nu te lăsau în zona unde ai, ai terminat facultatea, te trimiteau în alte părți. Era și în funcție de medie și de cerințele locurilor respective, dar toți sau aproape toți mergeam la țară. Și acolo făceai de toate, medicină generală, pediatrie, ginecologie, tot ce se putea face. Deși erați. Nu erați rezident la. Nu, era stagiatură. Era stagiatură. Făcea, am o făcut stagiatură. Lungă. O stagiatură care am făcut-o 2-3 ani, 2 ani jumate în spital și restul la țară. Ne dându-se examenele astea, în 88, a dat când am și intrat. Am, mă rog, am învățat și am intrat. La neurochirurgie. Îmi mult. Da. Da, da, îmi plăcea. Îmi plăcea. Da, Apropo de vise, e, atunci am avut opțiunea să aleg între chirurgia cardiovasculară și neurochirurgia. Profesorul Pop de Pop a, a reușit să se să, să, să ducă la Tovară și Ceaușescu, să obțină niște locuri de secundariat, de rezidențiat pentru chirurgii cardiovascular și profesorul Arsenii neurochirurgie. Și știți ce am făcut? M-am gândit, m-am gândit. Și am dat cu banul. Și eu vreau în subconștientul meu să fac neurochirurgie, dar nu mi-ar fi displăcut nici chirurgia cardiovasculară. Și mi-a ieșit ce aveam în subconștient, neurochirurgia și așa am intrat. Bine, am dat examen. Eram 54 de oameni pe șase posturi, dar nu numai, trei erau de neurochirurgie, un post de anestezie, terapie intensivă, un post de anatomie patologică și un post de radiologie. Scris totul era. Și am venit cu în mai mare, 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 da, da mare. Eram, veneam după 5 ani de întrerupere acestor concursuri. Ulterior s-au reluat din 1990. Și în perioada aceea am lucrat cu profesor Arseni, 88, 89, 90, până la 1 ianuarie 91, când profesorul Arseni s-a retrat. 91 sau 92 când s-a retrat. E ca și Zeniu. cum la fotbal, că sunteți din Craiova, vorba a da. patria fotbalului, a ați da. prins toată Am prins la pe Marse. Ilie Balaci, pe Pigulea, er, Marcel generule, Pigulea, Marcel Pigulea. fundașul central da. și acum e la 50 ceva de ani acum câțiva l-am operat, e impecabil. Ca și pițuri, ca așa. Și pe, cu, cu, el, mă știu, că am copilărit acolo, la o acolo, toată lumea juca fotbal. Învățau, nu învățai, dar fotbal da. juca toată lumea. În ce se măsoară intervențiile dumneavoastră? Microni, milimetri, miim de milimetru, sutim, timp, da, zecimi? Nu chiar așa, da, da, pot să zic milimetri, da. Milimetri. Pot să zic. Neurochirurgia e foarte precisă dacă greșești și de ordinul milimetrilor. Nu e, de exemplu, cum e o formațiune tumorală intestinală în care și acolo trebuie să ai precizie, dar poți să mai scoți în plus, în să sferă lași oncologică, și o marjă. Aici, în neurochirurgie, nu prea merge marja asta. Marja asta, dacă o depășești cu câțiva milimetri, poate să însemne sechele ulterioare ale pacientului. Adică, deficit motor, nu vorbește, se întâmplă ceva. Pentru că, mai ales în ariile foarte importante ale creierului, trebuie să fii foarte precis. Se face și un mapping. Asta înseamnă să te duci să în, vezi funcțional înainte de operații sau în timpul operației care sunt ariile eloquent areas, cum se zice în engleză, și să le ocolești, să intri puțin din lateral. Și atunci orice depășire a unui plan pe care îl ai, și în, când tai corticotomii, când scoți tumora, sau ce scoți acolo, hematom, mă rog, din creier, e o problemă dacă depășești anumite limite. Deci pot să zic că e de foarte mare precizie, nu trebuie trebuie la anumite momente să să fie mâna extrem de precisă, să nu tremure. E, Asta e o mână de fier? Nu, nu e mână de fier. Mână mâna de fier înseamnă să fie să fie, să fie grea. Bine. E de fulg, cred că este. E de fulg, dar de preci... fulg, dar precisă, da. Precizia Aste... e ca la, un, ca la un tirist, la un sportiv de tir. Exact. Trebuie să Am ai senzații. precizie foarte bună, foarte bună precizia și să-ți dozezi efortul să nu fii intempestiv pe leziune, mm -hmm. adică să o mângâi. Cam este așa ordină. ar trebui, da, asta trebuie. Și e, sunt anumite momente, nu toată operația înseamnă neapărat, apine, toată operația înseamnă concentrare, așa dar în anumite momente, într-adevăr, trebuie să fii Cum? perfect. Am, am făcut un exercițiu da. odată într-un poligon de tir cu campionul da. olimpic al Moldoveanu, mi-a da. pus. El era la pușcă, dar mi-a pus un pistol da. în mână și după vreo câteva secunde am constatat, uite, încerc să țin paharul ăsta acum, Da. da? am constatat că îmi tremură mâna, vrând nevrând. Păi aici e problema, da. deci Dumneavoastră... nu trebuie să tremure. Nu trebuie Dumneavoastră... să tremure, trebuie să fie perfect mâna, Aha. înțelegeți? Bine, acum ea are, poate să aibă o mică marge, da. Dar bine, acum. se mișcă pentru că am mișcat-o mai La da. mașinile Bugatti, în anii 30... Așa de perfecte erau făcute, sau aproape de perfecțiune, când puneau un pahar plin de apă pe motor și nu se vărsa. O, Doamnă! Așa erau. Asta da, așa e dat, era, așa, așa era. sunt trenurile japoneze sau cele da, din China, astea da. de care merg pe levitație magnetică. Am fost. Am fost pui un creion maglev, în, se da, cheamă. Maglev, da. Începe să da. prindă viteză, după care pomi nu se mai văd. Așa da, de, de da. repede da. se derulează, după care și, începe și să. nu să pică apa din pahar nu, sau creionul. Nu trebuie din, să fie perfect, trebuie să fie exact să stea apa perfectă. Cum, cum vă controlați? Păi, prin viață. Printr-o viață care să nu implice niște exagerări, Exces, excese. Exageră. Eu la jumate sunt în pat, spre disperarea Disper. soției, dar la 4-5 <laughs> mă trezesc. Dar la jumate cad, sunt obosit, nu mai trebuie să mă odihnesc. Eu sunt un nervos. nervos. Tot al... timpul, tot timpul. e. Eu stau în picioare. Eu, mă rog, la vârsta care o am după 35 de ani de neurochirurgie stau de la început operației până la sfârșit. Deci, din prima secundă până în ultima secundă, când ultimul fir. Și atunci, dacă faci 4, 5, 6 operații într-o zi, poate să fie, asta înseamnă 10 ore. Nu e în, în neurochirurgie, nu există, nu știu, cum sunt în fotbal, ucenicii care da, ar sacul cu sunt, dar sau fac ghetele fotbaliste? Sunt, aici sunt, sunt am doctorii, doctorii și... care încheie operația pe da, dar așa am fost, mă rog, tot așa m-am educat în așa fel încât să am control de la început până la sfârșit. Îi las și pe ei le las toată libertatea să se manifeste, dar când operez, eu stau până la sfârșit. Pentru că, mă rog, pot să fie niște riscuri de totul. Și atunci, mai ales că lucrez acum în ultima... Și tot timpul trebuie să ai mare grijă de om, trebuie să fii foarte responsabil de ceea ce faci. Pentru că se întoarce împotriva chirurgului principal orice reclamație, dacă ar fi. Așa atunci, prefer să stau. Și asta ce înseamnă? Vreau să zic că... Înseamnă un consum fizic. Absolut. Consumul ăsta fizic trebuie... Mai bine azi. mergi opt ore decât să stai în da, același loc opt Și ore. Și, și concentrat. Și concentrat. Observ asta când urc mașină, când plec acasă. Așa de bine mă simt, mi se pare că scaunul ăla e dumnezeiesc, că, uh -huh. că sunt obosit, dar până acasă să mă relaxez, mă cul de vreme și a doua zi eu de la cap. Care e verestul în această profesie, domnule doctor Grămescu? Adică, în sensul că de dificultate? De dificultate și de satisfacție în același timp. Satisfacții și temeri și încercări sunt tot timpul. Noi, dacă ai o activitate îndelungată de zeci de ani în neurochirurgie, este imposibil, indiferent unde ești. Că am fost în diverse locuri în lumea asta și am văzut și am și operat, uh, imposibil să nu ai. Satisfacții, dar și tragedii, dar și nopți nedormite din cauza că nu merge bine un pacient, deci nu merge niciodată perfect. Cine spune că, ca și chirurg care numai reușite, nu există treaba asta. Totul este să nu fie prea multe nereușitele, dar nu se poate. E eu înțeleg că sunt momentele în care. Ești satisfăcut de ceea ce faci. Și vârful e la mare înălțime, dar și hăul de Și hăul de groapa Marianelor. 11.521. Minus 11.521. Everest 1848. 1848. Dacă nu mai fi crescut 2-3 metri. Sunt 20 de km diferență. Așa e și aici. Apoi să vii de sus, dar trebuie să-ți păstrezi să rămâi cu picioarele pe pământ. Aici e problema. Tu te înalți cu timpul, zici, gata, am performanța, am nu știu ce, și odată, Doamne ferește, cazi direct în groapa Marianelor. Dacă este să păstrăm uh, proporția, pe de altă parte, mult mai mulți oameni au fost pe Everest și doar patru, au fost câteva mii pe Everest, dar doar patru au coborât în groapa Marianelor. Da. da? 29 mai, mi-aduc aminte da. că eram pasionat de geografie, 29 mai 1953, le-au făcut Sir Edmund Hillary, care era neozelandez, da și cu un șerpaș, Tensic Tenzing Norce, îl da. chema, Tenzing da. Norce. Ăsta i-a cărat materialele și asta, 29 mai 53. Și când l-au întrebat pe Edmund Hillary, ce te-a făcut să te duci acolo, care a fost motivul? Și a zis, pentru că acest vârf există. Asta a fost motivul lui. Așa și aici, în chirurgie, în neurochirurgie, sunt momente în care te simți foarte bine pentru că vezi omul că a ieșit bine, l-ai salvat, -ai... Dar sunt și, sunt și încercări, te duci acasă, nu știi ce se întâmplă, dai telefon. În general, pacienții zi... cum ajung la dumneavoastră, la neurochirurgie? Sună foarte de nișă neurochirurgia, sună aproape SF. Acum e încă e răspândită, când am început eu în 1988 această da. specialitate, v-am spus după întreruperea aceea, erau 40 de neurochirurgi în toată țara. 40, atât erau. Se știau fiecare cu fiecare. Nu eram cei mai tineri. Profesorul venit când m-a chemat și mi-a zis câți ani ai? Și eu terminasem din toate luase totdeauna din primul. Aveam 30 de ani și am spus, domn profesor, am 30 de ani. Și a zis, bă, eu la 30 de ani eram cel mai mare din țară. Eu un tupeu vârstei tinerei. Zic, domnul profesor, dar cred că era și singurul. <laughs> Lui Arsenic. De, da, așa a fost. Atunci, acum, a chemat în cabinet, mi-a zis, o daie aia, adică am unde să stau. O daie, a zis, o daie uh -huh. aia. Da, că așa era de la din Dolhasca, din uh -huh. Suceava, de acolo, Suceava. din zona Moldovei. Așa. Și asta a fost treaba. Apropo de cu vârsta de... Da. Uh -huh. uh, puțină lume știe că cele mai multe intervenții, cel puțin așa am citit eu, statistic sunt la coloana vertebrală, dar oamenii asociază neurochirurgul cu creierul. Mai ales cu creierul. Da, neurochirurgia înseamnă sistemul nervos central, central. și periferic. Acum, sure. sistemul nervos periferic e preluat și de chirurgia plastică și de ortopedie, în anumite cazuri. Da, acum 30 și ceva de ani. Noi făceam și astea periferice, de exemplu, sindromul de tunel carpian, pe care îl facem și acum. De da. nerv cubital la cot. Da. Fac îl fac și ortopezii. Îl fac și ortopezii și chirurgii da. plastici. Da. E o, sindromul de tunel carpian. De, de, de tunel fel, carpian, da? da? O operație da. relativ simplă. Ei, nici o operație nu este. Nici o operație, Asta dar față de timp. altele. Mă Înseamnă mii da. de oameni, poate, care au murit de-a lungul secolelor pentru a da. se ajunge la cunoașterea și la reușitele de azi. În general, neurochirurgia, dar da, creierul spune probleme mult mai mari, mai ales că dacă sunt tumori cerebrale în diverse arei dificil de abordat ale creierului, dar patologia cea mai frecventă a neurochirurgiei este chirurgia spinală. Acum, în lume și în România sunt neurochirurgi care fac numai spinal, neurochirurgi care fac numai cerebral. Sau Deja până. se nișează. Da, da. de-asta. Eu am rămas, ca și de mod de veche, își fac ce și una și alta. Unii o să zic că, domnule, nu poți să te pricepi și la una și la alta la fel de bine. Dar așa am fost, așa am, așa am fost ați crescut. Și, așa am crescut. Adică ne-am ne făcut stagii și de chirurgie spinală. Cu, doctorul, era un doctor faimos și la care, și acum mi-aduc aminte cu mare drag, doctorul Panoza, iar la cap cu diversi alții. Da. Mai au enigme creierul și coloana vertebrală? Tot timpul, asta. tot timpul, mai ales creierul. Mai ales creierul. Uh, nu apar... poți să înțelegi. Adică nu... nu poți. Creierul acesta este un organ așa de complex încât niciodată nu cred că va putea fi înțeles în deplentate. Sunt a... așa așa de complex este. Simplu fapt că dintr-o celulă, noi stăm de vorbă acum și ne aducem aminte de, de Everest. Păi de... Da dați seama exact. ce complexitate. Să... Și totul e chimie, biochimie. Biochimie, biofizică, electricitate, electricitate da, da. Când spui un cuvânt, nu știi, e neurotransmisător chimic sau e ceva, o sinapsă electrică. Asta e treaba. Adică, cum, cum faci? Vedeți ce Incredibil. complexitate are? Ce a creat doamne, ce, Natura. Doamne, natura, natura. Tot, tu, trebuie, tu trebuie acolo să fii foarte atent, să nu, primul non-nocere, adică să nu strici, să nu strici. Să încerci să faci bine fără să strici acest creier care e un, e un diamant. Diamant e puțin zis. Este Diamantul ăsta, da. apropo de diamant, citim pe, pe da. net acum că da. e deși, deși sunt împotriva lui Dr. Google, că de chem pe Dr. Grămescu aici. Da. Da. Suntem 75% apă, dar cu toate astea simțim totul, dar totul cu nervii. Da? Nu numai. Totul. Poți să simți și cu inima și cu sufletul. Aha, bun, așa. Da. Și cu inima și cu sufletul. Ce nu simți la un moment mm -hmm. dat simți pe cineva care e în durere la mii de kilometri sau te leagă de cineva, nu trebuie să meargă nervul tău până acolo. Deci e mult mai complexă viața aceasta. Și creierul creierul are cam 60% grăsime. Nu, nu, nu. Creierul este, la omul tânăr, la copii, procentul de apă este mai mare. De asta eu fac o comparație când mai apar discuții de genul acesta. E exact, creierul este cum ai e o nucă verde care cade toamna, cum, cum macă, da? și dacă o spargi, ați văzut că miezul ei este până în coajă. Da. La bunici lăsau, lăsau în pod nucile și tu te duceai ca și nepoți copii și le spărgeai după 2-3 ani. Acolo se vede că miezul este mai uscat. Corect. Așa se întâmplă și cu creierul uman. O, da. Tot așa. La copil este mai plin plin, mai... plin de apă de, da. așa pe măsură ce mai noi dens ne... are densitatea dens, mai mare tot da. are așa. capacitate de recuperare e altă patologie pot să spun adică aceeași leziune la un om în vârstă comparativ cu un copil e altfel evoluează în detrimentul celui care o are, care e mai bătrân și se usucă începe să usuce să se atrofieze asta atrofie cerebrală demențe senile, cum apar acum. Uiți de la mână până la gură. Dar ți aminte? Și asta e un... Vedeți că mă întrebați de minunile creierului. E un paradox. Deci să aduc aminte oamenii cu probleme de demență senilă de ce au făcut acum 50 de ani și dacă le spui închide aragazul, poate uite să închide aragazul. Era un, un articol pe care l-am citit de mult. Era profesorul Nearsiliu ne punea pe noi cei tineri să, uh, dimineața să traducem un articol din Journal of Neurosurgery. el avea abonament deși era perioadă comunistă, avea abonament la revistele astea. Și traduceam. Și a fost un articol la un moment dat cu o doamnă care era poliglotă, știa 8-9 limbi, așa, la o secretară la o ambasadă, și a avut un accident vascular cerebral, fiind dreptace, aria Broca aici, pe front, piciorul frontal ei ascendente, frontal a F3. Aia înseamnă că ai tulburări mari de vorbi, afa, afazie se cheamă. A recuperat, și a început să recupereze prima dată limba maternă, când o ținea mama ei în brațe și a adus aminte prima dată, a început din nou. După aceea limba care a învățat-o când era la 4-5 ani, n-a mai recuperat De ultimile limbi din cele 8-9 care le știa, ultimile limbi pe care le învățase târziu în viață. Vedeți ce înseamnă? Înseamnă că centrului aceștia asta e de neurofiziologie, nu e de neurochirurgie ce vă povățesc eu acum, dar e interesant așa că. E, Absolut, de -a, de -a suntem e, aici. Da. Și înseamnă că nu se stochează în același loc, se stochează și în funcție de afectivitate. De exemplu miroși ceva sau vezi o culoare sau vezi o fază și se aduce aminte de o fază din viața ta. Deci tot se zice că tot ce învățăm, tot ce învățăm, orice informație pe care o luăm în timpul vieții noi o avem în creier, în, este acolo în magazinat. Numai că la un moment dat nu mai poți să mai deschizi sertarul respectiv. Dar tu o ai. Tot ce am învățat, tot ce am citit, tot ce am văzut este în magazin. Dar ar trebui să-l compari pe creier da. cu un computer. Cam cum arată? Creierul computer? creează computerul. Eu sunt convins acum că sunt computere super-performante care în fracțiuni de secunde îți dau tot ce vrei și ce nu vrei, dar, ca și complexitate, părerea mea este că niciodată un computer, deși are niște avantaje în fața creierului în ceea ce privește stocarea, preluarea, redarea informației imediat, nu o să fie la nivelul unui creier. Pentru creierul Nu poate gestiona atâtea de, de nu, dar e și afectivă treaba. Nu știu cum faci cu un computer să fie afectiv. Cum îl faci să plângă, să râdă, să iubească, să deteste anumite lucruri. Deci, Poate fi prevenție și în zona asta a creierului. Poate fi da. antrenat creierul apropo de recuperarea da da, 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 sigur că da. Adică în primul rând să nu-ți bagi joc de el. În sensul că să nu îi oferi noxe peste, să ai o alimentație sănătoasă, să faci exercițiu cum e ca și ca musculatura face exercițiu. Ați văzut că la pensie un, mulți fac rebus. Asta e o, un exercițiu ah. al minții. Rebuscitesc. Asta ține sinapsele Dacă tu faci... E un stai, fel de fitness pentru... Un fitness pentru, pentru, pentru rând, creier, exact. Pentru creier. Șah. Mm. Să duc pensionarii în cinci joacă șah. Pentru că e... Antrenează în continuare sinapsele Cum ajungeți la creier? Și cum foarte vi se ușor. Pare, că vedeți, Cum se ajunge? Că lumea de aude. Cum se, face se opere? Operație, cum, dar, se cum, cum ajungeți? Dar, cum se operează? Cum... Păi, se operează foarte simplu. Adică, prima dată vezi unde e leziunea. Poate să așa. fie frontală, poate să fie temporală, poate să fie parietală, poate să fie occipitală. Sunt poate aparate să fie... acum care îți arată cu precizie... RMN, computer, A, așa, tot, da, exact. tot, tot. Eu vă de trag mult, de limbă ca de mult să timp, înțeleagă lumea da, cât da. mai multe. Da. Și... Tu, de exemplu, hai să luăm e un exemplu așa, așa care se vede. Ai o tumoră frontală pe partea dreaptă, aici, da. în frunte. În spatele sinusurilor frontale și. Sinusurilor frontale vaselor, aici, da, da vaselor, da, aici ai da. sinusurile da. superior, situra coronară, mă rog, în zona aceasta se zice, în gros mod. Anestezie generală, obligatoriu. Mai sunt cazuri mi am văzut și o anestezie cu acupunctură în care era conștient și acum mai sunt anumite proceduri în care te operează te conștient, te conștient da, că da. poți să colaborezi cu chirurgul. Dar în general, uh -huh. anestezie generală în marea majoritatea a cazurilor. Așa. La doar, îl poziționez în funcție de să ai tu calea de acces Așa. cât mai facilă. cel mai Pui mare microscopul posibil. la tumor, la ce trebuie acolo, mă rog, la ce faci, da. Se taie pielea acum. Poate să fie o incizie mai mică, mai mare, dacă e foarte bine centrat cu neuronavigația. Nu mai trebuie incizii mari, cum se făceau pe jumătate de cap. Pielea, adică scalpul, se desface o parte din os. Care e din o să-l scoți, mai mare, mai mic, depinde. Poletosos. Polizor, aveți ce? Avem acum, niște treză. freze. Niște freze, freze. înainte de da manual. Și acum mai dăm că te ține în formă. Dar acum nu mai <laughs> sunt cranii craniotom, cu Se cheamă craniotom, ce? Nu. E o freză electrică. Nu, nu, nu la freză da, manual, cu ciocănele? Nu, dar nu o daltă. freză, cu un A, burghiu. Cu un, freză. Aha. Cu un burghiu era Aha, pe vremuri. Un așa. burghiu. După care tu cu cu, mă rog, cu o freză, Preza? cu ceva cu un, așa, cu o lamă de cum ar veni de fierăstrău, cum, cum e un șoricel a, la, la tâmplărie. Da. Vi și desfaci partea de os. Și acolo apare dura mater. Dura mater este cămașa, cămașa care îmbracă creierul. Menin, de ce îmbrăcat de meninge. Meni, meningele meningele ăsta este da, dura mater pahi meninge da. Deci sunt mai multe componente. Are trei da, foițe. Trei foițe. Pia mater este cea care îmbracă creier. Dura mater și e, arachnoida. meningele da, arachnoida. Arachnoida este partea internă și pia mater este partea tot internă care urmărește circunvoluțiunile. Deci peste creier până la os este dura mater, dura mater apoi vine pia mater da, și da, apoi... Da, nu se vede. Ele da. sunt foițe lipite da, între ele. Sunt virtuale, ele. practic, spații. E, e, exact. Lipite, da. E una singură. Și apoi dura. e ce mater, vedem din dar. e pe circunvoluțiuni da, și da. pia mater. Și, și între ele este lichidul cefalorachidian. Merge până la. între pia mater, între dura mater și și, și și creier. Da, da și da. da. Merge este... până la coloană. Deci, se se continuă de peste... cu lichidul cefalorachidian la nivelul coloanei Când spinal. faci meningită, da? Este inflamația acestei lichid. Lichidul cefalorachidian este inflamat. Îmbracă, cu ceva. Tot creierul tot sau și... asta. Poți da. să faci. Osteo... Deci, poți să ai probleme de la spinal, dar poți să faci meningită la cap. La cap dar da. este afectarea lichidului cepalorachidian. Asta înseamnă... Așa, și am dat găurelele, am, am dat, dat asta cu freza, am, am ajuns A la... La duramater. La duramater. Așa. o desfaci și ești creierul în fața ta ala. Și ați ajuns la creier. Se spune că nu da. doare creierul. Creierul nu doare, de, sunt, uh, sunt se pot face, profesor Arseni, eu n-am văzut așa decât cazuri în care puteai să faci un hematom subdural cu anestezie locală. Când te ai dura, putea să fie durere. Dar mm -hmm. creierul special nu doare. Ce asemenea. doare când mă doare capul, domnule doctor? Aici <sus> sunt fel de, fel de uh, migrenele, care nici acum nu se știe exact cauza. Se pare că este o, o, varia o variație între vazospaz. Și vazodilatație a vaselor. Vasele au în adventice, în taca vasculară, o rețea nervoasă. nervoasă. Și da. asta când sunt destinse, când se. Ați văzut? Mă doare capul. Da. Sunt oameni pe care îi doare capul. Migrenă, jumătate de cap. Sau mai simți că ți se răsuciște ceva în cap. Da. Atunci ce se întâmplă, oare? Tot așa, tot nu, poscular, să știe, exact, dar nu se știe exact ce. Nu sunt presupuse să fie durere da. datorată distensiei durrei mater și a, din cauza unei tumori, poate să fie iritație a unui hematom care să dea dureri mari. Sau poate să fie aceste chestii funcționale, migrenele, cefaleia, sindromul migrenos, care e un joc între vasodilatație, dilatație, vază Când vedeți tărâmul ăsta, da, Aha. sinuos, așa, al creierului, cu acele circunvoluțiuni... Da, cu acele... ca o nucă. Cum ca o nucă, unei exact. Nuci, da, așa. Da. care e senzația de fiecare dată, după de... 35 de ani de neurochirurgie? chirurgie? Tu ești concentrat pe leziune. Acum mm -hmm. nu mai cum să spun, stai să contempli acolo. E... Da, e, nu știu, mi se e... pare că parcă par ar fi o mică bucată de, de nu știu, câmpirelizee, de... să zicem. Sau da, de... e, da, tu vezi acolo pe zona în care tu operezi acele circunvoluțiuni și te concentrezi pe leziune Să iei acest aparat, dacă, exemplu, leziunea e profundă. Poate să fie în interior. Mult. 5-6 cm. poate să Înainte Fără să o strici ceva. Păi trebuie să faci o corticotomie. Te infiltrezi. Aici e experiența. Să știi pe unde să o iei pe niște căi care să nu ducă la niște stricăciuni ulterioare, la niște sechiele. de, de voi. Pe voi, prin vale, da, exact. Da, faci corticotomie, valea valea, da, da, te duci da. pe niște... Cum se duc pe Valea Argeșului și cucerești vârful? Aha, sau cu ce asta. te duci? Prin... Te duci cu aparatele pe care le ai acum. Că nu pe e drept drum. Primul e neuronavigația, un aparat care spune la 5, 43 de milimetri este tumora. Adâncime. Adâncime. Zici, da. Aici a, trebuie să fii unghiul ăsta. Unghiul ăsta de se de arată pe... Asta e de câțiva ani bun, e neuronavigație. Da, da, da. Înainte depinea de, de remene, de computer inițial și de experiența chirurgului. Și făcea corticotomia, Incredibil. dar se poți po să mai greșești da, un pic da. încolo, cu acest. n nai voie, nai voie să greșești acum, că dacă ai greșit, în ziua de astăzi plătești. Adică plătești cu viața omului, cu alte probleme mari. Tumora, atunci, tumora acolo aflată un guguloi, să zicem. Da. Nu trebuie să fie neapărat guguloi, poate să fie infiltrativă, da, astea, da, deci o chestie, o masă maligne, de lichide, ceva da, maligne da, și da. așa. Dacă Cum o scoți? Masă. Cu ce? O scoți. Cum ajungi la ea? Păi și așa, de unde știi că ai scos-o pe toată și n-ai scos și ceva din crearaș? Mai sunt acum substanțe care încarcă doar formațiunea tumorală, floreșeină, și îți dă o altă colorație. Aha, și vezi și exact și pe Și microscope. vezi delimitările. Ah. Plus că cu acest microscop, și cu ochiul liber, dar cu microscopul se operează acum numai, se vede delimitarea dacă ai între într o tumoră și țesutul cerebral. De fapt. Poate să fie tumoră, poate să fie țesut e, cerebral ramolit, adică modificat din cauza presiunii, și apoi țesut cerebral normal. Tu, dacă ai intrat de multă și știi treaba asta, vezi delimitarea lor. La tumorile venine e chiar delimitare bună. La meningioame, de exemplu, la jvanome, la neurinoame. E delimitarea, are, are o capsulă tumoră. Uh -huh. Și o scoți foarte bine, rămâne creierul, nu e problemă. La tumorile. Rămâne mari, loc gol acolo? Ba da, rămâne loc gol. Rămâne loc gol dacă este extranevraxial, adică prin compresiune, n-a fost infiltrat creierul, el încet, încet și tumora nu e foarte mare, rămâne un gol care ulterior se mai recuperează. Se, 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 scoate prin absorpție, aspirație? Avem, avem fel de fel. Poți să scoți cu niște pense speciale, poți să scoți cu aparatul ultrasonic când este mai moale. Deci ultrasonic cu -ul, cuza, cum o numim, protejează vasele îți absorbe doar oh, formațiunea da. tumorală. Deci totul este să nu lezezi ce a creat Dumnezeu. Adică, dacă ai rupt vas în creier, poate să fie problemă mare de tot. Se umflă, deci vas venos. Da. Imediat se formează edem, dacă vasul e mai important, edem, nu mai poți să mai te la tumoră. Se umflă creierul, îți vine în față. Nu mai ce faci. Tine. Înțelegeți? Și. Echipă în neurochirurgie, ce înseamnă? Maestră. Tu, neapărat, trebuie să ai doi, trei oameni, adică nu e o echipă, doi, minimum, trei, trei chirurgi, anestezist, care să colaboreze cu tine, să știe ce să-ți facă în anumite momente ale operației, pune un, un de, o depleție, pune niște manitol ca să scadă edemul cerebral, să-ți creeze chirurgului un confort. În sunt tumori mari? Ați scos, da, nu știu, da, chestii cum să nu? Sunt în, în măduvă, sunt în afara măduvei și dura mater, sunt în rădăcina cozii de cal. Sunt și acolo tumori micuțe. Dar pentru că canalul spinal este în gust o tumoră mică, în, în, poate să dea fenomene mari, majore la, la măduvă, la coloana spinală. La, să nu mai poți merge, să ai da, dureri, paraplegic să ai, sau da, tetraplegic da. de aici, aici tetraplegic de la cervical, de aici în jos paraplegic. Da. De ce somnul e atât de miraculos? Apropo. Aveți treabă și cu somnul? Prin păi eu am treabă, că durm. Nu, eu nu, dorm nu, dacă dumneavoastră, da, așa, nu. în general, de, cu opera nu, în operațiile noastre asta nu avem. nu. Erau, erau niște cărți, acum zeci de ani în urmă, cred că era chiar finul profesorului Arsenie, un profesor de la Târgu Mureș, Popoviciul chema, uh -huh. care era pasionat și sunt cărți, Somnul se chema. Somnul, uh -huh. îl citeai și eu știu... Și-a schep... da... Păi, e bine. Pe de asta, ca da. să citești, Că e somnul, nu te Corect. trezești. Da. Care e minuna supremă pe care ați trăit-o dumneavoastră în profesie? Așa, pac, vă gândiți la ceva? Un au caz, fost poate câteva, imposibil, da, da, Au fost sau, uh, uh, o operație Sigur, au fost, au fost. Aproape de exemplu, pierdută dinainte da, da, și da. care. Uite ce îmi vine în minte. Acum sunt multe, dar ce îmi vine în minte? Vine într-o. eram la un spital de stat unde am lucrat înainte așa și într-o gardă la în jur, după miezul nopții un tânăr de 17-18 ani stând la poartă vorbind cu prietenă foarte tânăr, sub 20 așa. de ani nu mai mi-aduc aminte exact, îl știu că a rămas cu el a căzut secerat și a fost adus în comă profundă la spital. I-am făcut, avea hemoragie cerebrală cu efracție intraventriculară. Asta ce înseamnă? Rupt un în creier, un creier și rupt sistemul ventricular este un sistem prin culicefalorachian în interiorul creierului, nu cel care îmbracă da. creierul. Comunică prin orificiile luși, ca mă rog, mă cu așa. E cale sinuoasă. Și da. Complicată. Și am făcut sigur el avea, te gândești la ce? La vârsta asta, la o malformație vasculară. Cum a fost atâtea cazuri când au murit da. subit și sportivi? A văzut, dacă zuse se cerea la 20 de ani, am murit, se întâmplă ceva, ori malformație cardiacă, ori anevrizm în cap. Au fost gimnaste care au fost și, da. mă rog, a... da, da. E, i-am scos schematomul, l-am operat, am făcut angiografie, nu se vedea nimic. A stat trei săptămâni în comă, Acolo s-a mai întâmplat ceva în timpul, în, timpul, în timpul internării la terapie intensivă. Nu știu din ce motive a fost, s-a detubat, deci numai asta nu-i mai lipsea. Dar la ori, omul a trecut prin multe, băiatul ăsta. Deci lovituri peste lovituri. Asta a fost da, viața. Exact. E, și și-a revenit. Și acum face gogoșari, ardei, s-a apucat și de băut, au trecut 20-25 de ani de atunci, i-a spus mă lasă nebii cu băutura Dacă asta, mai așa sigur, pacienți... mi-aduce câte o plasă de roșii din astea, Aha. de ardei, așa vrea el, mi-o noroc. avem suficienți chetece. neuroni, domnul doctor? Păi eu zic că mai am încă, nu știu. Nu, acum. nu, nu dumneavoastră, așa în general, noi oamenii, Dar nu știu, mai trebui, n ar trebui mai puțin. Noi se zice că, se spune folosim, că ne naștem cu nu știu folosim un și... procent minim, 5%, da. nu știu ce, 8, nu, Dumnezeu știe, un procent foarte mic, 5, 6, 7, 8% din neuroni în activitatea noastră. Deci creierul are un potențial formidabil, nu atâtea rezerve încât eu sunt convins că poți să muți Everestul să-l duci în groapa Marianului și în groapa Marianului să-l duci sus, dacă îți folosești toți de muroni. Sunt convins de treaba asta. Puterea minții este, este infinită, după părerea Care mea. e neputința supremă în neurochirurgie? Ai niște limite. Nu poți să le faci toate. Ai niște limite. Adică m-am lovit și eu, s-au lovit toți. Se lovește toată lumea care are așa o experiență, îți dai seama că la e un moment dat... și o specialitate dat, unde totuși oamenii vin în mor. cea mai gravă situație da, posibilă. Da. Acum am, am intrat la un domn care cu, cu un hematom, cu o infracție și să, nici nu trebuie tot timpul sun, văd ce face, e o, adică e o barieră peste care ca și om nu poți trece, indiferent ce faci. Când ați plâns da. ultima dată? Eu așa de felul meu, inclusiv soția zice și mulți că sunt foarte dur tare, dar astăzi e joi, duminică, am fost la un film, nu mă, nu las să vad așa că, dar am lăcrimat, erau niște scene frumoase în film și mi-au dat lacrimile, dar am, am, fost discret așa, -am, să nu-și dea seama cei de lângă mine, dar plâng sau lacrimez, așa că nu plâng în hohote, sau am plâns și în hohote, când mă marchează o situație deosebită, chestie de, de sensibilitate, de afectivitate, atunci nu știu, poate că pare... Nici nu vine să zic, dar într-adevăr, da. Cum definește răbdarea un neurochirurg de talia dumneavoastră? Răbdarea. Cum de dacă răbdarea, răbdarea cum răbdarea. o definesc eu răbdarea? Da. Acum... Trebuie neapărat să ai răbdare. Normal. Că sunt momente în care nu e nevoie de foarte multă răbdare, că vin de la sine, operația vine de la sine, ca în marea majoritate, dar sunt momente în care trebuie să uiți, să fii de via temporal. Să uiți, nu mai contează, că trebuie să pleci acasă, că nu, nu, nu mai trebuie să fie. Asta o să treacă, normal. E o perioadă de timp. Deci, răbdarea înseamnă în neurochirurgie, la un moment dat, să uiți unde e să fii concentrat doar pe problema care o faci și dacă implică să stai acolo, o oră, două în plus să stai, asta înseamnă răbdare. Adică fiind concentrat să scoți leziunea respectivă și fiind dificil acolo, tu de fapt nu te gândești, domnule, am răbdare sau nu am răbdare. Tu observi ulterior că ai avut răbdare, că ai stat acolo și când te uiți la ceas e mult mai mult. Trece Dai, timpul foarte ușor. Trece timpul și nu pentru ești că ești obosit. Bă, ești obosit ești ulterior, obosit. dar nu simți în momentul respectiv că ești obosit. Nu simți. Nu simți. Tu stai acolo ulterior, sunt ești așa de concentrat că nu, nu poți să le spui stai puțin că sunt obosit, mă duc. Sunt unii care mai beau un par cu apă, e normal. Sunt 10 ore, 12 ore, mai tragi cu paiul un pic de lichid, de apă, de ceva. În Occident am văzut aici la noi, nu știu dacă fac întrerupea operația, răsea anestezistul, bolnavul pe masă, se duceau și mâncau puțin acolo ceva, beau un par de apă la operațiile lungi. Poate să fie operații de 10 ore, 12 ore. Am stat, eram plecat cu o bursă cu exact 30 de ani și jumătate, 12 ore, de la 9 dimineața până la 9 seara. N-am fost, n-am ieșit decât mi-au dat niște... Și sunt operații de ore în șir. Energia asta de unde evoluți? Din plăcere. Mm -hmm. Trebuie să iubești oamenii, să iubești meseria. Dacă iubești, nu simți că. Dacă faci ceva care nu-ți place, ești obosit tot timpul. Ultima întrebare. Ce e omul, ce e viață? Și că se găsesc o definiție rapidă. Este o creatură a lui Dumnezeu care are Suflet. Și animalele au Suflet. Dar Sufletul omului e așa de complex încât eu nu cred că va fi deșifrat vodat. Iar viața viața este o minune dată tot de creator. De la o celulă care... De fapt, de la o, se, jumătate, de de la o jumătate de celulă. De la o jumătate de celulă se formează o celulă cu altă jumătate. Da să ajungi să discuți orice pe lumea asta, să, te, să, să iubești, să uh, te urăști, că e și asta, deci cum explici treaba asta? Asta este deci e o minune. E trebuie să te înclini în fața acestei minune a naturii. Ne înclinăm și noi, domnule doctor, da. în fața dumneavoastră. Da, mulțumim mulțumesc. pentru prezență, pentru da. uh, onestitate. Vă mai așteptăm aici și pe cazuri concrete și pe intervenții concrete. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc, uh, Ovidiu Grămescu, prieten la doctoria lui Cioțe, astăzi medic primar neurochirurgie, 35 de ani de experiență, spirit și bucurie. Bucurie să fie și pentru voi, hai România.